Salutare tuturor, eu sunt David Like. Somnul are un rol foarte important pentru ca organismul nostru să funcționeze la un randament maxim. Câteva nopți nedormite te pot scoate din ritmul tău și îți va afecta calitatea vieții. Foarte multe persoane nu dorm suficient, iar acest lucru îi va putea îmbolnăvi. Cum ar fi? Sistem imunitar scăzut, epuizare, depresie, schimbări în funcționarea hormonală, boli cardiovasculare, diabet și așa mai departe. O noapte nedormită se recuperează chiar și în câteva zile. Depinde de vârstă, cu cât ești mai tânăr, cu atât mai repede îți revii după o noapte pierdută, dar pentru cei care sunt mai în vârstă, vor avea nevoie de câteva nopți de somn pentru a recupera acea noapte. Iar cei care cred că o ceașcă de cafea îi va ajuta să rămână trezi, acest lucru, din păcate, nu se va întâmpla. Nu vă pune speranțele în acea cafea sau orice fel de stimulant. Dacă corpul vostru are nevoie de somn, atunci nicio cafea nu-l va ajuta. Dacă ești o persoană sănătoasă, recuperarea ta va fi mult mai rapidă, corpul tău este mai eficient și va funcționa mai rapid. De câte ore de somn ai nevoie? Studiile arată că majoritatea adulților au nevoie de 7-9 ore de somn pentru a da un randament maxim. Depinde cum te simți și cum funcționezi, fiecare persoană este diferită. Cercetătorii de la Universitatea din California și San Francisco au descoperit că unele persoane au o genă ce le permite să funcționeze foarte bine și dacă dorm doar 6 ore pe noapte. Dar această genă este foarte rară. Aproximativ 3% din populație au această genă. Restul de 97% au nevoie de minim 7 ore de somn. Așa că poate pentru unii și 6 ore de somn este suficient. Tu știi cel mai bine câte ore de somn ai nevoie. Cel mai bine este să te evaluezi cât de bine te simți în ziua respectivă, dacă ai energie, ești activ din momentul în care te-ai trezit până te pui seara în pat. Dar ai grijă, prea mult somn îți poate fi fatal. Studiile arată că oamenii care dorm mai mult au mai mari șanse să moară decât cei care dorm mai puțin. Ciudat, nu? Aceste studii spun că 30% din persoanele care dorm 10 ore pe noapte sau mai mult vor muri mai devreme decât cei care dorm 7-9 ore, chiar și decât cei care dorm doar 6 ore pe noapte. Ceea ce vreau eu să vă recomand este să nu fii obsedat de somn. Dacă simți nevoia să dormi mai mult, dormi mai mult. Dacă simți nevoia să dormi mai puțin, atunci dormi mai puțin. Dacă te simți obosit pe parcursul zilei, poți să tragi un pui de somn de 15-30 de minute pentru a-ți reîncărca bateria. Cum îți afectează creșterea masă musculară? Probabil că ai observat și tu. Atunci când mergi la sală și ești obosit, nu dai același randament ca în alte zile când ești odihnit. Deși vei putea face aceleași exerciții cu aceleași greutăți, vei obosi mai repede. Lipsa somnului îți va afecta performanța la sală, indiferent cât de strict ești cu alimentația și cumperi tot felul de suplimente încercând să le faci pe toate corect, nu vei reuși să ai rezultate foarte bune în sală dacă nu dormi suficient. Poate ai observat un prieten care a început deodată cu tine și are mai bune rezultate făcând aceleași antrenamente ca și tine. Are grijă la alimentație, dar nu e la fel de strict, nu cumpără tot felul de suplimente scumpe și tot nu înțelegi de ce el are rezultate mai bune. Dacă te afli în situația asta și știi că nu te odihnești destul, atunci aceasta este cauza. Nu mai pierde nopțile pe laptop, telefon sau indiferent pe ce-o fi și pune-te la somn. Lipsa somnului îți va afecta reflexele și totodată și concentrarea, ceea ce poate duce la accidentări în sala de forță. Și după cum știi, acest lucru te va forța să faci o pauză și îți va fi greu să reîncepi antrenamentele. Somnul are un rol foarte important când vine vorba de refacerea și creșterea masei musculare și îmbunătățirea performanței. În corpul nostru se află glucoză, un tip de zahăr folosit pentru energie. În timpul somnului, glucoza este depozitată în glicogenul din mușchi. Acest lucru va produce mai multă energie corpului când va avea nevoie. Când nu dormi destul, nu vei beneficia de o reaprovizionare a glucozei în glicogenul din mușchi. Și asta nu e tot. În timpul somnului, corpul nostru eliberează hormoni, mai exact testosteronul. Acesta permite mușchilor să se recupereze și să crească. Folosind aminoacizii din proteina pe care noi am consumat-o în ziua respectivă, iar acest proces se întâmplă în perioada somnului. Lipsa somnului cantitativ și calitativ, corpul nostru nu va putea face acest proces cum ar trebui. Iar în ceea ce privește hormonii, nu se oprește aici. Dacă dormim suficient, nivelul cortizolului scade, spre deosebire de testosteron, care ajută la recuperare și creștere, cortizolul face opusul, acesta distruge masa musculară și îngreunează recuperarea. El va crește catabolismul proteinelor. Dar este important să dormim noaptea și nu ziua pentru a scădea nivelul cortizolului.
Un studiu în 2010 a examinat cum lipsa somnului afectează recuperarea și creșterea masă musculară. Acest studiu a urmărit mai multe persoane care aveau un program strict de somn pentru 2 săptămâni. În acest timp, un grup a folosit să doarmă 5 ore jumate pe noapte, iar cea de-a doua grupă a folosit să doarmă 8 ore jumate pe noapte. Ambele grupe au fost pe un deficit alimentar. Cercetătorii au ajuns la concluzia că ambele grupe au slăbit aceeași greutate, doar că cei care au dormit 5 ore jumate pe noapte au pierdut mai multă masă musculară și mai puțină grăsime decât cei care au dormit 8 ore jumate pe noapte. Acestea fiind spuse, somnul are o strânsă legătură cu creșterea masei musculară. Pentru a avea parte de un somn cantitativ și calitativ, am să vă dau câteva sfaturi care să vă ajute să dormiți mai ușor. Sfatul numărul 1. Opriți-vă toate aparatele electronice cu cel puțin 30 de minute înainte de culcare. Lumina albastră provenită de la electronice te va ține treaz. Sfatul numărul 2. Încearcă să te pui la culcare mai devreme, de preferat înainte de miezul nopții. Acest lucru te va ajuta să te trezești mai bine dimineața. Sfatul numărul 3. Să nu fie mai cald în cameră de 20 de grade. Acest lucru va ajuta la producerea melatoninei și vei dormi mai repede. Sfatul numărul 4. Asigură-te că e întuneric în cameră. Lumina va suprima producerea de melatonină și te va ține treaz. Sfatul numărul 5. Fixează un program să dormi la aceeași oră și să te trezești la aceeași oră în fiecare zi. Acest lucru îți va regla ceasul biologic sau așa zis ritmul circadian. Sfatul numărul 6. Nu consuma cafeină înainte de culcare. Acest lucru îți va scurta timpul de somn. Pentru cei care faceți antrenamente seara după ora 6, vă recomand să nu consumați pre-workout cu un conținut mare de cafeină, dacă vreți să mai dormiți noaptea. Vă rog să-mi spuneți ce anume v-ar mai interesa, iar eu voi face un video. Fiecare miercuri voi posta un clip nou. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, iar dacă credeți că v-am ajutat, nu uitați să vă abonați pentru a vedea și următoarele clipuri. Atât pentru azi, vă mulțumesc tuturor pentru vizionare!